În această primăvară, Direcția Silvică Neamț, în fondul forestier, proprietate publică a statului, va realiza lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafață de 795 de hectare. Din suprafața totală, 587 de hectare reprezintă regenerări naturale, 208 hectare reprezintă regenerări artificiale și 53,61 de hectare reprezintă completări curente, în timp ce 28,95 de hectare reprezintă refaceri pentru plantațiile calamitate în anul 2015. Pentru suprafața de 290,56 de hectare care va parcurge în acest an cu lucrări de regenerare se vor folosi peste 1.450.000 de puieți, asigurați în proporție de 99% din pepinierele proprii ale Direcției Silvice Neamț. Deoarece condițiile termice permit acest lucru, au început lucrările de scoatere a puieților din pepiniere, urmate imediat și de plantarea acestora, pentru a se beneficia de avantajele excedentului hidric din sol din această perioadă. Activitatea de regenerare a pădurilor nu constă doar în lucrările de împădurire. Ele sunt precedate de o serie de activități desfășurate pe durata întregului an, cum ar fi recoltarea și prelucrarea semințelor, munca exercitată prin prestarea lucrărilor în solarii pepiniere, plantaj. După încheierea campaniei, se vor desfășura activități care urmăresc reușita regenerărilor, precum și îngrijirea arboretelor tinere. Toată această gamă largă de activități și lucrări se regăsește tradițional în sintagma campanie de împăduriri. Această sintagmă se justifică prin dimensiunea mijloacelor umane, financiare și tehnice implementate și presupune o remarcabilă desfășurare de forțe. În acest cadru, așa cum procedează an de an, Direcția Silvică Neamț invită locuitorii județului, autoritățile locale, școlile și alte instituții ce își doresc să fie aproape de natură să participe alături de personalul silvic la lucrările de regenerare a pădurii, manifestări desfășurate de Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva în scopul măririi suprafeței împădurite la nivelul județului Neamț și grupate sub genericul Luna Plantării Arborilor 2016.